Salutare tuturor! Cioc aici de la Gaming Society și bine v-am găsit la un alt video în care ne întoarcem la terariu. Da, am o mică surpriză pentru voi și din câte cred că ați văzut din titlu, avem o mică colonie de Lassius Niger, chiar aici, în terariu. Da. Stați așa să vedem că vă pot da o privire mai bună. Cred că puteți vedea ouăle și... Oh, shit. Da, m-am ocupat de tipul care a scăpat. Ha, uitați lucrătorul. Oh, cărăbușul fuge. Da. Am niște oameni locuitori noi, dar oricum... Ce claritatea asta? Oricum, ia uitați. Cred că se poate vedea. Pardon, scuzați-mi nasul, sunt puțin cam răcit. Da, și-au făcut aici un mic cuib. Mută non-stop ouăle și larvele. Le mai și hrănesc, doar că ia uita, stați așa. Ia uitați aici. Stă la miere ăsta. Stați așa, vă dau o privire de deasupra. Și vezi lucrătorul acolo în stânga, care stă lângă picătura de mine și se bobea. Asta o bese e blocat în ea. E blocat în ea, stați așa. Lol. Ok, l-am scos de acolo. Da, văd că nu sunt prea îndemânatici ăștia. S-a cam împiedicat în miere. Da, nu știu dacă o să o bea. Oricum ar fi, ar trebui să o bea. Da, aceasta este o mică colonie de Lassius Niger. Cred că ați văzut un videoclip mai vechi, am zis că acea regine era de Tetramorium, dar de fapt era de Lassius. Da. Aici, drept proteine, le-am pus drept o bucată de carne de sarmale. Deși cred că dacă nu le place vor vâna ele. Cred că o puteți vedea cum se curăță. Stați așa. Ia uitați cum se curăță și curăță antenele. A, ăsta e lucrătorul pe care care era blocat în ele. Haideți să vedem ce se poate vedea în cuib. Stați să dau mai așa ca să nu mai fie reflect. Să nu se mai reflecte lumina atât de mult. Se vede ceva? Cineva? Da, uitați acolo, cineva mută larvele. Ia uitați cum mută larvele. Din păcate, habar n-am cât o să supraviețuiască tipii ăștia aici, din cauza faptului că, din păcate, am făcut rost de lucrător, dar regina am primit-o moartă. Au zis că nu-i nimic, mi-au dat bănuții înapoi. Mi-au zis că nu se mai întâmple. Se defocalizează imaginea. Stai, o fac așa și gata.
Ia, uitați-l. E mort sau ce? Sau bea mierea de pe el? Stă și bea mierea. Da. Uitați una din acele media pod pe care le-am făcut. Pardon. Oricum, nu știu, sunt multe chestii noi în terariu. Au. Au, 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 au. Nu, 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 stați să scot aici problema, mă întorc imediat. Da, am observat mai multe probleme. Era chiar aici, lângă intrare, niște mucegai. Habar n-am cum s-a întâmplat ăla, dar l-am curățat imediat. Se vede bine? Haideți să vedem. Știu că s-ar putea să sune nebunesc, dar hai să vedem dacă putem să facem rost de 10 like-uri pe videoclip. Dacă doriți să vedeți mai multe upload-uri despre tutorialul, despre acest terariu, vă rog, dați like, subscribe și comentați dacă ce vi se pare mai mișto la furnicile acestea. Acestea nu sunt cine știe ce furnici, sunt doar sunt orice furnici comune de grădină. Da, începe să mă supere lucrătorul ăla, stați așa. Da, se pare că acel lucrător zici că e plin de super glue. Va fi nevoie de ajutorul altor surori de ale lui ca să se curețe. Vedeți lucrătorul ăla? Chiar aici? Drăguț. Ia uitați-l cum care acela ouăle aici. Ia uitați-l și pe ăsta. O, o. Tipul ăla e chiar ne intră în cuib. Ok, sper că v-a plăcut acest videoclip. Din nou, dați like, subscribe și sper să vă mai vedem. La revedere!